Bun găsit la Fotbal Show. Ne-am adunat astăzi pentru că s-a încheiat etapa din Liga a doua. S-a încheiat și sezonul regulat și știm echipele care vor juca în play-off-uri pentru promovare. O etapă în care era un mic semn de întrebare dacă se va califica Gloria Buzău sau nu în play-off. S-a calificat, a bătut cu 5-0 fără probleme, iar cei care sperau că se va încurca printr-o minune n-au mai avut ce să facă. Sigur, o să vedem și clasamentul, o să vedem care au fost rezultatele etapei și vorbim de meciul care ne așteaptă din Superliga României. Se joacă din nou Oțelul Poliaș și vom analiza și lotul României, că a făcut Edi Rănescu lotul pentru cele două partide amicale de la finalul lunii martie. Cristi Dulca, Răzvan Pleșca, vă salut, domnilor! Bună ziua! Ce ziceți de ce s-a întâmplat în Liga a doua, în ultima etapă? Nicio surpriză, nicio emoție. 5-0 a bătut Gloria Buzău. Aici o să vedem golurile și o să vedem echipe calificate. Vreo surpriză? Uite rezultatele, pentru că ne ajută colegii cu toate rezultatele. Toată etapa s-a jucat la aceeași oră. Gloria Buzău, așadar, trebuia să facă un punct. Era suficient și un punct ca să prindă play-off-ul. În rest, celelalte se cunoșteau. Cred că Gloria Buzău nu doar că intră în play-off. Steaua 1-1 cu Tunori? Steaua Arsenal. Da, nu, e 2-1. Până la urmă e 2-1. Au dat în minutul 95 gol. Dramatic. Da, Steaua Arsenal. Ca pe vreme. Din nou. Doar că de data asta bate Steaua. Arsenal Tunari, da. Sigur. Nu, Buzău intră în play-off și eu cred că devine una dintre principalele favorite la promovare. Că la acești jucători au și antrenori cu experiență la nivelul primei ligi. Și bugetul, am înțeles că e unul bun, plus că e o echipă cu o oarecare tradiție în fotbalul românesc și eu cred că dacă ar promova Buzău, ar fi un lucru bun, pentru că acolo vine lumea la stadion. Să zicem că dezamăgitele sunt Chindia și Ceahlăul. Ele sperau că se va încurca, va pierde Buzăul acasă, ceea ce era aproape imposibil. Și Chindia și Ceahlăul nu acum au pierdut calificarea în play-off, de-a lungul sezonului, că au avut probleme. Și Chindia și Ceahlăul, dezamăgirile cele mai mari, sigur, Chiajna și FC Argeș și Steaua. Chiajna, FC Argeș. Da, chiar și CSEA Steaua. Chiar și fără drept de promovare. Un eșec total. CSEA Steaua termină sezonul regulat pe locul 8. O să vedem și clasamentul. Să-i rog pe colegi să ne prezinte și clasamentul, să vedem care sunt cele 6 ce joacă, ce vor juca în acest... Vorbeam și înainte de emisiune, un campionat de Liga a doua atipic. Adică să ai... 4 din cele 6 echipe fără drept de promovare e, nu știu... Două sunt fără drept de promovare. Două. Deci celelalte 4 doar se luptă ca să stabilești, da. Să se stabilească cine intră direct și cine merge la baraj. Păi, da, dar uite, anul trecut Steaua nu a fost pe primul loc sau acum 2 ani. Nu, și anul trecut. Și anul trecut. Adică Șelimbărul la fel acum, am văzut. Am văzut deci acest meci. Așa, Șelimbăr termină sezonul regulat pe primul loc, nu poate promova. E echipa lui Claudiu Niculescu. Unirea Slobozia pe 2, Corvinu pe 3, nu poate promova. Da. Deci astea două, locul 1 și locul 3, cam cele mai bune din ce am văzut anul ăsta, nu? Nu pot să... Ce paradox. Asta e ciudățenia ciudățenilor. Doar la noi se poate așa ceva, mi se pare. Nu știu, chiar au o echipă bună, Șelimbăr. Chiar am văzut, au câțiva jucători cu experiență, ca joc la fel bun. Vreau și de aici... Surprize. Cred că surpriza era dacă pierdea Șelimbărul, că au fost conduși. Dar și au... de aici cine merge? Hai să mai vedem clasamentul. Cine merge? Eu zic Slobozia și Buzău. Slobozia și Buzău? Da, direct, da. Pentru că trebuie să prinzi primele două locuri care pot promova. Și apoi ar fi Mioveniu și Cipsele de la baraj. Cam asta ar fi. S-ar duce la baraj, doar că aici mai e o problemă, că Mioveniu, de exemplu, s-ar putea să nu-și ia licența pentru Liga 1. A, da. Și atunci, să vezi atunci, circ, merge la baraj o echipă din play-out. Dar care din play-out? Că se fac două serii, deci nu știi care echipă termină pe locul 7. O să fac un baraj. Păi un baraj pentru baraj. De ce să ne ia licența? Mioveni au probleme mai mari financiare. A, din cauza problemelor financiare, pentru că ei au fost în Liga 1, adică... Da, e situația cu primarul de acolo, e arestat și au fost și un pericol de depunctare la un moment dat. Deci bun, asta chiar știi ar fi... cum e că, ok, e aiurea să joci în play-off și să nu poți să promovezi. Dar nici să bagi două echipe din play-out să le înlocuiască pe cele care au terminat pe locul 1 și pe locul 3, mi se pare o soluție bună. Până la urmă duci în derizoriu acest play-off.
cât de cât ai concurența acolo. Schellenberger, Corvinu, îți creează oarecare concurență. Oricum, știi? E cam în derizoriu Liga a doua. Da, e. Asta e adevărul. E Federația pentru că echipele ceva. De tradiție au cam promovat. Da. Și acum, sigur, au rămas echipe limitate din toate punctele de vedere, și financiar, și al resurselor, infrastructurii. Mă șochează la FC Argeș ce se întâmplă. Da, adică, incredibil, da, uite. La FC Argeș, o echipă care a fost în Liga 1 și te bazi pentru Liga 3, acum au probleme mari și financiare. Am înțeles că... Și au avut lot bun, știam că au asta lot bun. E, da. Neagoe, antrenor. Da. Da, ciudat. Deci, oricum vom avea... Știi, cum zicea Răzvan, o echipă care a retrogradat și nu te poți organiza. Au schimbat în conducere mult, au adus foarte mulți jucători, adică obiectivul unei echipe de Liga 2 care cade din prima ligă ar trebui să fie să revină cât mai repede. Dați-vă aici ce teren. Un club de tradiție. Ce teren aici la Schellenberger și stai că aici e bun. Penalt, să-mi vedeți pe ăla de la Tunari. Da, asta cred e. Că și Tunariu joacă la Clinceni acum. Asta e Liga 2. Uite ce penalti frumos face acest copilaș care intrase doar de 5 minute. A fost înlocuit. Săracul s-a împiedicat. Da, dar mâna trebuia să își o lege. Da, la Gloria Buzău e Prepelița, antrenorul. Să vedem și bucuria celor de la Gloria Buzău. La Miercurea Ciug e Robert Ilieș, Mihalcea e la Slobozia. Antrenori interesanți, să spunem, prin la echipele astea de play-off. Schumacher e la Mioveni. Uite, explicați-mi și mie ce e cu ședința asta, dar numai la noi am văzut. Și eu am mai practicat după meciul așa, să strânge echipa la mijlocul terenului și să ai un discurs de Mutu face la fel, de exemplu. Să ai un discurs de două. Băi, în Premier League de ce nu fac așa și prin la Liga? Cred că e o modă preluată de la Regenkampf, el a implementat-o la FCSB și Prepeliță, cum a jucat în perioada aia. Da, poți face asta în vestiar? Adică de ce o faci pe teren? Nu e ceva ieșit din comun. Mm-hmm. Adică dacă ai două, trei vorbe pentru o echipă, pentru că intri în vestiar, să te schimbi, intri la dușuri. Ah. Dar e o chestie interesantă. Adică doar transmiți. De unitate, așa, doar ceva, transmiți, nu, da, să strânge echipa. Nu, pare mai degrabă o fiță a antrenorilor. Da, nu știu, eu văd așa, că să iasă el puțin în evidență. Așa mi se pare la Prepeliță, că făcea de astea și la... Când l-am văzut prin Superliga. La Pitești. De la... Când pierzi, mai nasol să faci. Când pierzi, nu mai vine. Atunci e nasol. Da, asta e Gloria Buzău. Da, ar putea să joace la anul Superliga România, în care are șanse mari. Am văzut, Slobozia stă chiar bine în clasament. Slobozia aproape calificată. Cu Slobozia lui Mihalcea. Slobozia este o problemă cu infrastructura. Dar, e și la Buzău, din câte mă eu. Pe da, și probabil vor avea derogare, nu știu, un sezon sau... Dar iarăși probleme. Vor veni echipe cu probleme din Liga. Da, nu mai e ca în anii trecuți când vor veni echipe puternice. Anii trecuți au venit echipe puternice în Superliga. Acum nu mai vin. Echipe care au probleme. N-au stadion, n-au bani foarte mulți. Și... Nu sunt echipe de tradiție. Nu prea vezi cum ar putea ajuta. Cum e Slobozia, de exemplu. Că nu da, nu are o tradiție. Da. O să vorbim și despre lotul României, că a anunțat Edi Ordănescu lotul. Dar până atunci, hai să-l ascultăm pe Răzvan Burleanu, dacă e pregătit așa. E o discuție, s-a creat o discuție, Răzvan, acum că România nu schimbă echipamentele la Euro. Toate naționalele schimbă echipamentele, vin cu ceva nou, o acțiune de marketing foarte bună pentru majoritatea. Noi nu le schimbăm, e o gafă de marketing, crezi asta? Nu cred că e o gafă de marketing. De data asta îi dau dreptate președintelui Răzvan Burleanu. Uite, de exemplu, în Anglia s-a implementat o regulă prin care cluburile sunt obligate să schimbe echipamentul oficial odată la 2 ani, nu în fiecare sezon, uh-huh, ca să fie mai ușor din punct de vedere financiar pentru suporteri. A, să nu tot îți cumperi tricoul nou. În fiecare an. Și îl scot din 2 în 2 ani. Și atunci e ceva normal ca pentru Euro, dacă vrei tricoul național, să fie tot cel vechi, la un preț accesibil, uh-huh, e un echipament frumos. Și oricum nu puteai să vii cu ceva revoluționar pentru acest Euro. Hai să vedem ce a spus Răzvan Burleanu și despre contractul lui Edi Ordănescu.
Ceea ce ne dorim cel mai mult este ca suporterii care vor însoți echipa națională, fie în Germania, fie cei care vor rămâne la, fie cei care vor rămâne în țară, să poată practic să-și achiziționeze în continuare tricoul actual al echipei naționale. În ceea ce privește un nou tricou, acesta probabil va fi lansat pentru următoarea campanie de calificare pentru campionatul mondial. Ne așteptăm ca românii să vină într-un număr foarte mare. Ne așteptăm să atingem probabil vreo 30.000 de suporteri, mai ales că e un meci extrem de important care deschide o serie de 4 meciuri de pregătire pentru Euro. E primul și singurul meci, de altfel. E primul meci din această serie de 4 pe care îl vom disputa la București, dar și singurul din luna martie. Atât Federația Română de Fotbal, cât și Edi Ordănescu, cu toții ne dorim ca în momentul în care mergem la Euro să știm ce urmează după aceea. Astfel încât vă asigurăm că până la plecarea la Euro vom avea o decizie pe care o vom putea comunica. În momentul de față simțim ambele părți că ne dorim să continuăm. Răzvan Burleanu, ne pregătim de Euro și sunt două amicale care se joacă în finalul săptămânii viitoare, 22 și 26 parcă sunt datele, Irlanda de Nord și Columbia. O să vedem lotul care a fost convocat de selecționeri pentru acest partid de 4 portari. Răzvan, de ce sunt 4 portari? Ca să încapă și Orațiu Moldovan? Nu pentru Horațiu Moldovan, mai degrabă pentru că n-a știut pe cine să aleagă dintre Trnovanu și Aioani. Pentru că eu cred că la Euro sigur vor fi Horațiu Moldovan și Niță. Pentru al treilea loc se va bate Trnovanu cu Aioani. Deci așa, ca un fel de selecție între ei. Și fiind două meciuri amicale, adică poți să chemi oricât de mulți jucători. Nu ești limitat. Da, avem fundașii aici. Vedem că pe stânga, mi se pare, Cristi, că Bancu n-are dublură. Sorescu nu joacă în stânga, joacă de conjunctură în stânga. Deci pare că e chemat doar ca să fie cineva pe post acolo. Mi se pare că Bancu e, nu, bătut cu ei. Dublură, da. Condițiile în care știu că am vorbit noi aici, Bancu cu niște greșeli grave în acest sezon. Bancu, ca și joc în campionat, a mai scăzut față de cum, cel puțin, cum ziceai și tu, la greșeli personale. Nici echipa nu merge foarte bine, adică... Nu l-ajută, da. Da. Aici la fundaș dreapta mi se pare o anomalie. Ați mai văzut doi fundași dreapta de la aceeași echipă să joace la națională? Tot timpul trebuie să fie o premieră. Corect, da, corect. Premiera e că e și Manea și Mogoș de la CFR, de ce? Și Sorescu la Gaziantep joacă fundaș dreapta. Ok, într-un sistem cu trei fundași centrali, dar tot în dreapta joacă. Deci stăm bine pe dreapta, dar de ce i-a chemat pe amândoi de la CFR? Nu, și aici nu știa pe care să-l cheme? Fiind meciuri amicale, poate să și experimenteze să jucăm cu trei fundași centrali. Atunci cumva se justifică. Că ei au mai jucat. Mogoș cu Mania pot juca în același timp într-un sistem cu trei fundași centrali. Mogoș fiind central dreapta și Mania banda dreapta. Sau poate vrea să-i selecteze, să vadă care se pliază mai bine, care se introduce mai bine lot. Vedem fundașii centrali aici, cred că n-avem probleme. Uite, aici mi se pare că stăm chiar bine. Aici chiar, exact. La nivelul fundașilor centrali, Burcă, Drăgușin, Cristi? Asta e cuplul sudat. Eu zic că da. Nedelcearul văd că și înscrie la Palermo, chiar a început să joace și chiar bine, îl văd așa ca un lider acolo. Sigur că la fundaș central stăm chiar foarte bine. Drăgușin, am înțeles că va fi titular astăzi. Da, la tot de etapa asta. Hai că ni se alătură Viorel Moldovan. Bună ziua! Salutare! Ați văzut lotul României, noi discutam aici de lot. Dacă vi se pare că sunt surprize, v-ați fi așteptat la altcineva, v-ați fi așteptat să nu fie cineva? Da, l-am văzut și văd că Edi Ordănescu rămâne consecvent, nu schimbă prea mult. Practic, cam același nucleu de jucători, prea mari surprize nu sunt. Sunt 4 portari și cred eu pe bună dreptate, portarii cei mai buni pe care are fotbalul românesc. Chiar dacă Horatiu Moldovan nu joacă la Atletico Madrid, rămâne totuși elementul important al calificării acestei echipe naționale la turneul final din Germania. Practic a fost un om de bază și a fost foarte bun în aceste calificări.
urmează Nică, văd Târnoveanu, Mariana Ioane, corect la nivel de portar, la fundaș avem o paletă destul de largă și chiar cu foarte multe soluții, nu stăm rău, dar cam aceiași jucători. Ați mai văzut, Ați mai văzut de la aceeași echipă doi fundași centrali la națională, cum se întâmplă cu cei de la CFR? Mai nu am mai văzut, dar nu e rău. Până la urmă e important că avem soluții. Da. La mijloc cam aceiași jucători. Poate mă așteptam la anumite surprize, dar nu. A fost, rămâne consecvent același nucleu care a dus calificarea la campionatul european. Oricum nu cred că se va bulversa foarte mult. Iar în compartimentul ofensiv văd trei atacanți, Pușcaș, Alibec și Cutănase. Pot să apară Drăguș, pe parcurs, nu e Tănase. Da, Drăguș. Da. Aici vi se pare corect la nivelul atacanților. Vorbeam cu Claudiu Cheșeru și spunea că totuși cam puține goluri pentru Alibec, pentru Pușcaș în acest sezon și poate că un Luis Munteanu ar fi mai în formă și poate mai bine de chemat. Poate ar fi putut fi încercat și Luis Munteanu, de ce nu, este tânăr de perspectivă. Ieri a făcut un joc foarte bun, a marcat de două ori împotriva Rapidului. Da, e un atacant interesant, un atacant care caută profunzimea, care se miște destul de mult, atacă bine spațiile și ieri a fost acolo unde trebuie, la finalizare, ceea ce este foarte important pentru un atacant. Putea fi și lui Munteanu o soluție, dar văd că merge în continuare Diodănescu pe mai multă experiență, să zic așa. Chiar dacă Alibec joacă unde joacă în Qatar și nivelul este destul de scăzut din punctul meu de vedere acolo, eu mi-aș fi dorit ca el să se întoarcă în România și să poată juca totuși în campionatul nostru, să aibă un alt nivel și o altă formă la debutul campionatului european. Pușca s-a transferat la Bari. Ușor, ușor, parcă mai dă semne de viață, că a marcat și el, dar ar trebui să marce mai mult. Un atacant recomandă golurile, indiferent de situație. Iar dacă de multe ori nu este în joc, nu-l vezi, el trebuie să apară pe tabela de marcaj. Din acest punct de vedere, pur că așa a marcat destul de puțin. Două goluri, da. Dacă ne luăm după criteriul ăsta al golurilor, clar, Luis Munteanu e în fața lui. Așa este, da. Și asta e marea întrebare. Mergi pe experiență sau mergi pe formă? Mergi pe o ciorbă reîncălzită sau iei ceva proaspăt, o salată proaspăt? Bine, eu cred că există posibilitatea să apară ceva surprize în lotul de, nu știu cât sunt acum, 20 și cât, erau 22 acum, cât sunt? Da, sunt mai mulți, vreo 26. Da, care va participa la campionatul european. Vor apărea, sunt convins. Oricum, e un test permanent la echipa națională, chiar dacă acești jucători în mare au adus calificarea. Sunt convins că Edionescu este foarte atent la evoluțiile lor de la echipele de club, plus la ceea ce vor arăta în aceste două meciuri amicale. Și va tria, este un trial permanent în perspectiva campionatului european. Vor putea apărea și alți jucători din campionatul inter. Vă gândiți la cineva anume? Mă gândesc, da, de ce nu? Poate la un Mitriță, chiar dacă el în ultima perioadă nu a mai fost convocat în campionatul României, chiar aduce și iese în evidență de foarte multe ori atunci când prinde o zi bună la Craiova. De altfel, oricum, este elementul esențial în echipa Craiovei, Mitriță. Atunci când nu este el în prim plan, jocul echipei suferă. V-ați vedea pe Mitriță. Poate să fie, așa cum spuneam, poate să fie și Munteanu. Și mai sunt. Ați făcut parte din staful național la ultimul Euro, chiar dacă înainte de Euro parcă ați plecat, nu în Franța. Ați preluat Auxerre după.
înainte de campionatul european, nu? Da, m-am pus de acord, da. Da. Dar ați făcut parte din staff atunci înainte de Euro. Atunci ați mers pe experiență sau pe forma de moment când s-a creat, când s-a creat lotul? Adică mă refer acum la exemplele Ianis, Hagi, Orațiu Moldovan, care nu joacă, ok, dar probabil au valoare superioară altora care joacă. Ce alegi în situația? Da, dar știu ce înseamnă echipa națională și e total diferit. Sunt jucătorii care, într-adevăr, pot fi într-o formă deosebită la echipele de club, dar atunci când te aduci la echipa națională, sunt copleșit și sunt depășit de situație, iar nu-i mai regăsești vis-a-vis de forma pe care o arată la echipele de club. Sunt jucători care nu se pot adapta presiunii, e enormă presiunea la echipa națională. Din acest punct de vedere, contează foarte mult experiența. E corectă convocarea lui Ianis Hagi, condițiile în care n-a jucat? Da, a jucat mai puțin, acum dacă e corectă sau nu. E destul de greu să fac această apreciere. Bun, ar trebui să joci, e clar, și să ai metri în picioare, dar v-am spus adineau, eu cred că datorită anumite experiențe, el este acolo. Poate selecționerul Edi Ornescu crede foarte mult în el și de asta îl și convoacă. Da. Mulțumim tare mult, mulțumim mult pentru intervenție, Iurel Moldovan. Vă mai așteptăm la noi. O zi bună, noi luăm pauză, dar ne întoarcem rapid, o să vorbim și despre meciul care ne așteaptă din Superliga României, sigur, și alte subiecte. Am tot vorbeam de lotul național, pentru că mai sunt 90 de zile până când începe Euro și sigur că asta va fi preocuparea noastră a tuturor până când începe Euro, cine va fi acolo, cine merită, cine nu merită. Asta e o poveste foarte complicată. Asta cu Ianis Hagi, se pare că e o poveste foarte complicată. Bine, mai sunt pe de o parte nu joacă, pe de altă parte a venit naționalul, chiar a dat gol. A jucat bine, nu poți să spui că n-a jucat bine la național. Și atunci pe ce te bazezi? Dar mai avem și încă un detaliu. Selecționerul care vine la finalul anului și spune, cine nu joacă, nu vine la Euro. Bine, acum, când te califici după atâta timp la un Euro, adică la un turneu final până la urmă, ai format acest grup, îți joacă 90% din meciuri și tu nu-l convoci. Adică și aici și nu e ușor pentru Edi ca selecționer să facă alegerile respective. Clar că un selecționer face convocările după evoluția jucătorilor și forma lor. Dar în cazul de față, la el, la Horațiu Moldovan, cum să-l lași, cum să-l lași pe Ianis care joacă sau nu joacă pe Moldova? Adică eu dacă aș fi în locul lui, pe ei, cei care au participat și au jucat 90% din meciuri sau nu știu câte... Deci te-ai duce pe cei cu care te-ai calificat? Și, sigur că probabil vor juca cei care sunt în formă. Da. Deci aici cred că va avea el o problemă în care trebuie să aleagă pe cei care joacă în campionate puternice și au o formă foarte bună ca să duci ritmul unui campionat european. Eu sunt curios în poartă ceva. Nu, deci aici eu dau dreptate lui Edi pentru că nu poți să-l lași pe Ianis, pe Moldovan care au participat la o calificare. De câți ani ne-am calificat? Bun, dar cât de mult contează ca jucător să fii scos din schemă 6 luni? Să nu joci. Ei, și jucătorii sunt conștienți că... Adică, bun, nu joci 6 luni și mergi la Euro. Poți să faci față, Cristi? Eu zic că nu. La nivelul ăla zic că nu. Păi cum a zis Vio, ok, ești obișnuit cu naționala, cu presiunea, dar dacă nu joci și ești nevoit să intri, n-ai ritm. Răzvan, aceeași poveste la portar, ziceam. Sunt curios cu cine joacă în portă. N-ar fi o nedreptate pentru Niță să joace cu Moldovan? Te gândești și așa? Nu neapărat. Ar fi greu să apere Horațiu Moldovan dacă nu joacă până la Euro. Dar mai sunt și amicalele astea. Acum, în momentul de față, Niță e favorit la postul de titular. Și Aioane. Mm-hmm. Mie mi se pare portar foarte bun. Aioane, vezi, da. Titular la național. De ce nu? Poate să fie o soluție, dar Niță vine dintr-un campionat puternic, cum e campionatul Turciei, unde joacă meci de meci și o face foarte bine. Cu Beşiktaş a ieșit omul meciului. La mijlocași defensivi, ce zici, Cristi? Marius, Marin, Adrian Șut.
Eu aici l-aș fi văzut pe Marco Dulca. Am și vorbit cu Marco și am văzut că mi-a spus că și el s-a așteptat la asta. Că e pe primul loc, joacă meci de meci acolo, adică niște argumente are. Aici... Sigur, e subiectiv, dar aveți și niște argumente. Nu pot să zic că după aia să ia lumea de mine că îmi promovez produsul. De ce? Poți să-ți dai o părere. Eu sunt convins că dacă jucați slab, Marco, spuneai, nu-i mă. Da, Marco e un jucător care a participat la cam toate naționalele de juniori, adică a fost și la Euro, a fost și la Tokyo, la Jocurile Olimpice. E pe primul loc, e singurul român care poate lua titlul afară. Încă o dată, e alegerea selecționerului. El știe cum își face alegeri. Poate este un post care e mai bine acoperit ca celălalt și nu are ca altele, zic. Da. Hai că mai avem o reacție, am înțeles, de la Răzvan Lucescu. A fost ieri pe aeroport și a dat o declarație, l-a auzit rar. Răzvan Lucescu, noi am tot încercat să-l contactăm, dar tot timpul ne amână. Dacă e pregătit, hai să-l ascultăm pe Răzvan. Important e că ne-am calificat. Trăirea meciului din partea mea a început imediat după meciul de la Zagreb, când am fost foarte dezamăgit de, nu de rezultat neapărat, dar de modul în care noi ne-am bătut singuri și totuși cu ferma convingere că putem întoarce rezultatul la Salonic. După aceea jocul l-am trăit așa cum trăiește cineva care e concentrat acolo, cu atenție, cu încredere, cu momentul în care am primit golul la 3-0 și în care Dinamo Zagreb reușise să reechilibreze situația, dar totuși sperând că așa cum a fost prima repriză, vom reuși și în partea a doua, cele de-a doua repriză, să marcăm, să ne calificăm fără să intrăm în prelungiri. Am făcut-o și am făcut-o de o manieră categorică, un fotbal dominant și un fotbal care ne-a permis să ajungem în aceste sferturi. Perioada acum în care poate să testeze niște jucători, își poate consolida o anumită strategie, o anumită filozofie, fără să aibă presiune. Campionatul european va fi total diferit față de ceea ce se întâmplă acum la niște meciuri fără importanță. Regulile trebuie respectate, fie că ești în România, fie că ești în Grecia, fie că ești în Germania. Și în Grecia, când noi am plătit la meciul cu Aris din campionat, n-am avut suporteri pentru o petardă. Ceva de genul ăsta, da. Dar nu contează, regulile trebuie respectate. Nu știu, nu cunosc, vezi, n-am, nu, habar n-am ce s-a întâmplat, habar n-am ce a făcut, habar n-am. Daniel Nicolae, doar din punct de real, a ceea ce a făcut până acum la Rapid, a arătat că este inteligent, că știe ce face, că are o strategie foarte corectă, că are o personalitate puternică și are un imens merit în ceea ce reprezintă Rapid acum în fotbalul românesc. Ce nebunie de meci a avut Răzvan Lucescu, s-a calificat în Conference League, PAOK Dinamo Zagreb, în tur a fost 2-0 pentru Dinamo Zagreb și a bătut 5-1 în retur. Dinamo Zagreb e echipă familiarizată cu cupele europene. Da. Și echipă bună. PAOK, sezon foarte bun, sezon în care poate să ia titlul. Ar fi o mare lovitură pentru Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu a făcut treabă la PAOK. Așa a avut încredere patronul în el. Da. I-a prelungit contractul, sau o formă de respect. Adică am luat campionatul cu tine, mergem mai departe. Contează foarte mult. Da, e un antrenor care acum pare că e la alt nivel față de ce... De cei cu care suntem obișnuiți. E normal și nu pare genul de antrenor care se va mai întoarce în campionatul României sau nici măcar la echipa națională. Da. A, nici la național, da. Uite că e și asta o chestiune. Apropo de națională și de ce vorbea Răzvan Buleanu despre contractul lui Edi Ordănescu, că se va stabili înainte de Euro, se va ști dacă rămâne sau nu rămâne. Cum e situația asta? Eu cred că rămâne. Așa, din câte îl cunosc eu, că am lucrat cu el, sigur, l-am întrebat acum, ca să spun așa că știu din sursă sigură, dar eu așa cred, ăsta e feeling-ul meu. În cazul în care nu rămâne, e greșit să spui înainte de Euro
ți-a anunț pe toată lumea că selecționerul va pleca? Eu zic că nu va anunța înainte de eu. Dacă, dacă va se va întâmpla asta. Deci dacă rămâne, va anunța. Dacă nu rămâne, nu va anunța. Uh-huh. Deci adică ar fi greșit, așa, nu? Cred eu. Adică, da. Nu, de ce să anunți că nu vei rămâne când mergi la un euro? Asta mă gândesc eu, da. Nu câștigi nimic, așa și față de... Dar ce pierzi? Bine, poți să pierzi din încrederea jucătorilor? Nu neapărat, că nu vorbim de echipa națională, păi unde da, te duci și joci la un nivel înalt. Dar uite, că așa a fost la precedentul Euro, că a mers cu Anghel Iordănescu, da, și se știa că nu va mai continua. Se știa, a anunțat. Așa și prestația noastră la acel Euro nu a fost una strălucită. Da, a fost ca un final de drum. Exact. Oricum ne dăm restartul după. De asta spuneam, că nu se va anunța. Mm-hmm. Ne așteaptă un oțelul poliaș. Avem un deja vu, că am mai văzut oțelul poliaș săptămâna trecută. Au fost două rezultate. A fost 1-1, cintura a fost 1-1, aviz pariorilor. Asta joacă. Și astăzi 1-1. 1-1, spune, da? Să vedem ce spune Dorina Munteanu. Bun găsit, domnule Munteanu, cum îi spuneam și domnului Grozavu, meci cu repetiție. Iată, sezonul regular se încheie cu Iașiul 1-1. Începe astăzi play-out-ul, meciurile care chiar contează. Cum se vede duelul? Toate jocurile au contat, nu numai acest joc. Și toate vor conta în continuare pentru obiectivele pe care ne-am propus. Sigur, va fi un meci greu, va fi un meci de luptă, un meci în care, eu știu, caracterul, determinarea, dorința de a câștiga vor fi factorii principali în această dispută. Nu mai reduc readuc în evidență faptul că este un derby. Vrem ca suportul nostru să plece mulțumiți la stadion, dar pentru aceasta trebuie să facem o partidă echilibrată. Din punct de vedere tactic stă foarte bine în teren și, bineînțeles, să speculăm, așa cum fac și adversarii noștri, calitățile sau defectele echipei. Eu am foarte mare încredere în jucătorii noștri și eu sunt convins că vom arăta altfel astăzi. Iese Teleș, reintră Zivulic. Cât va conta acest lucru pentru echipa? Vom vedea la joc. Vom vedea la joc. Am făcut doar o schimbare. Din considerentul că eu consider că această prima repriză de luni a fost, acea repriză a fost, eu știu, cea mai slabă repriză și am dat șansa aceeași formule să demonstreze că a fost un accident. De aceea am făcut numai o schimbare. Cât contează pentru două echipe aflate în vecinătate, într-un play-out, startul acesta de play-out? Mental vorbind. Încă o dată, toate jocurile sunt importante, dar startul, ca în orice competiție, ne dorim să fie unul cu dreptul. Așa că noi vom fi, noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Mulțumim tare mult, ne auzim la final. Interesant, iată, cum gândește Dorin Munteanu. Deci el n-a fost mulțumit de niște jucători și a băgat din nou să le dea șansa să își refacă imaginea. Sunt antrenori care procedează așa. Bagi un jucător ca să știi dacă te mai bazezi pe el sau dacă îl dai afară. Cam acum asta, în primele două etape din play-out, poți să mai faci experimente. Ca că după aceea... Nu mai ai loc de... Lucrurile devin serioase, complicate, rău sau ar putea deveni. Dar oricum... Oțelul și Poliaș mi se pare că sunt două echipe pe care le-au ridicat antrenorii. Asta vreau să zic acum. Doi antrenori extrem de experimentați și la Galați. Dornela a mers pe stilul lui cu pregătire fizică foarte bună. Ne-a demonstrat că acest lucru a ținut în viață echipa, pentru că au fost meciuri în care au alergat tot meci, au făcut pressing, au câștigat puncte pe pregătire fizică, chiar dacă nu sunt nume ca La Iași la fel. Leo a avut parte de probleme cu jucători care au plecat, cu multe schimbări în echipă, jucători buni care au plecat, gen la FCSB. Felipe. Adică au știut să gestioneze momentele și au făcut puncte. Da, dacă te uiți așa pe loturi, Țelul și Poliaș, cam cele mai slabe. Păi, pe transfer market au cea mai slabă cotă din echipele din play-out. Deci lotul evaluat cel mai slab. Nu, și antrenorul, dar bine, acum... Cum deci de asta spun că antrenorii au ridicat nivelul acestor echipe. Ele sunt... Se și aseamănă foarte mult. Cu Dornel Munteanu n-am lucrat, dar am lucrat cu Leo Grozavu. Nu e așa mediatizată pregătirea fizică pe care o face, dar și Leo face antrenamente foarte grele. Și foarte fizice. Ok, n-a fost la Vatra Dornei și chestii de genul ăsta. Dar sunt același stil de antrenamente preluate din Germania. Ceea ce aia și de
același stil de antrenor. Și de aia cred că mereu fac egal. Și, modelul de jucător pe care fiecare antrenor are, adică se gândește la ce jucător ar trebui să am în echipă. Sigur. Unul care comentează și joacă sau unul care tace și am mai vorbit aici, sigur. Nu mergi la FCSB să-i duci la Vatra Dornei, să alege pe șosea. N-ai nicio șansă. Leo Grozavu, îl ascultăm și pe el înainte să mergem la meci. Bun găsit, domnule Grozavu, revenire pe bancă, meci cu repetiție, a fost duelul în sezonul regular, iată acum meciul în play-out-ul competiției, cum se vede această întâlnire? La fel ca și săptămâna trecută, partidă importantă, se schimbă doar, ca să spun așa, datele probleme în sensul în care a fost ultimul joc din campionatul regular, acum e prima partidă din play-out. Dar va fi la fel, o partidă aprig disputată între două echipe luptătoare, ambele care își doresc victoria, cunoaștem cu toții, cine e pe banca unea, cine e pe banca altea, suntem doi foști colegi, fiecare încearcă să-și apropie victoria. Atitudinea să fie cheia în această partidă? Atitudinea contează, dar nu este tot. În afară de atitudine, sigur, trebuie să mai ai și alte elemente care să te impună. E nevoie și de inteligență. Nu în ultimul rând, sigur, momentele decisive, pentru că jocul e făcut din momente, trebuie să le știi trata ca să poți să tranșezi tot în favoarea ta. Cât simțiți că va conta faptul că ați revenit pe bancă? Eu sper să conteze. Am lipsit în acest an 5 jocuri și... Cam mult, nu? Da, destul de mult. Sigur, nu e doar din vina mea, dar asta contează mai puțin. N-am fost aproape de echipă. Colegii au reușit să mă înlocuiască cu brio, pentru că n-am pierdut niciunul din cele 5. Din păcate, noi n-am reușit să câștigăm. Sperăm să fie cu mai mult noroc astăzi. Observăm și 3 schimbări față de meciul trecut în echipa dumneavoastră. Da, am avut probleme. Itu și-a fracturat metacarpienele. Martac a suferit o accidentare de ultimă oră și n-a mai putut să facă parte nici măcar din lot. Sigur, sunt opțiuni. Vom vedea. Sperăm să fie și inspiranță. Mulțumim tare, cu multă plăcere. Mergem la meci. Mulțumesc, domnilor. O după-amiază plăcută. Așadar, o să înceapă această partidă. Nu uitați și de meciurile din campionatele tare ale Europei. Iar diseară e joc din play-off și emisiunea lui Horia Ivanovici. Rămâneți cu noi.